botezându-te tu, Domnule, închinarea treimii să luare. De 6 ori am împușcat pentru Iordan, așa e obiceiul. Și în pușcă avem praf cu hârtie. De la pușcă. De la pușcă. Hârtiuți. Hârtiuți pentru că să afumăm copiii, să nu se spale. Botează, noi facem Iordanul, facem așa în sat. Așa e tradiție, an de an. Să faci și spus la gospodării, la oameni. La noi s-am socotit noi de cuvință că poate e momentul să facem la primărie cu administrația locală. Aghiazma mare, să zici că astăzi este. Și o folosesc pentru... Undeva auzisem pensat de la bătrân că adică ar fi un remediu foarte bun pentru sănătate ca să-l folosești zi de zi, în fiecare zi. Chiar unii spun că anumit cu apa asta sfințită de azi își păstrează pe parcursul anului sănătatea. Mai ales că o folosesc atât, asta o știu eu de la bunei mei, că stropesc și animalele, și casa, și chiar când mai au dureri, când au... Da, nu numai dureri, dar chiar și la bucurii o folosesc. După asta mergem la o sărbătoare, de o masă gătită. De data asta am gătit-o noi cu administrația, contribuția localnicilor. Ei vin, sunt bucuri, ei gătesc. Da? Noi astăzi servim cu plăcinte, cu sarmale, cu cârnăciori. Am făcut mâncare ca să fie mesele pline, saturi oameni. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncare, băutură și prerubitei, că Sfânt ești n-acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngeraș la masă și poftă mare. Această sărbătoare se consideră ca o sărbătoare care încheie ciclul religios al anului. După această sărbătoare, lumea se pregătește deja pentru lucrările de... Oamenii de la sat se pregătesc pentru lucrările de primăvară, pentru curățătul viilor, se pregătesc.